Salutare oameni și am găsit aici la un nou joc pe canal. Jocul se numește The Surge, îl puteți găsi pe Steam. Are review-uri deja destul de bune, e în secur și o șansă să văd cum este. Personal mi se pare interesant și sunt curios ce părere aveți voi. Și să-i dăm drumul. M-am jucat un pic la început, ca să văd setele video și mai departe. Dar hai să vedem intro-ul. Să dăm video. Să te crește bine. Plantează plante unde știu că nu o să stea oamenii lor. Ok. Deci s-a întâmplat o criză. Ține de noi să punem acele... Să mânțe. Deci această firmă vrea să restaureze lumea, să facă totul înapoi cum era, deoarece în momentul lumea a fost în criză și tot s-a dus într-o direcție foarte greșită. Ne arată ceva de picioare, exoskeleton de la... Meram Call of Duty și în Crisis. Interesant. Asta puternici. A, vreau să numește Creon, ce ai avut în Join Us. Ca și mai intrat într-o sectă. Ieși. Hope not. Dar hai să vedem cum e jocul. De ce am văzut așa un pic prin trailere, s-a părut interesant. Deck 13 Production, o stație spațială și un tren. Pe șine, magnetice. Sper. Salut! Sunt bucur să fii aici. Tu ești. Eu vreau să fii într-un tren. Să mă tren, da? Da. Știi cine ești. Să cred că știi cine suntem lor. Ce cameră ciudată. Dar de ce faci așa? Băguit. Cauji în exosuteria. Ce ziceam? Exoskeleton de ăla. Lansare. Asta face intro și reclamă la rachetele spațiale, creio. Sună interesantă chestia asta. Apare aici în reclamă, avem un om în stânga și un om în dreapta cu costume diferite, cred. Să vedem. Ok, interesante display-urile. Și cred că am ajuns. Am ajuns. Ok. Opa. Serios? Într-un scaun cu rotile? Ce față bătrână. Ne poate, hai să mergem. Așa. Mă simt un pic în Half-Life, în secțiunea aia unde eram cu trenul. Și trebuie să recunosc că arată puțin. E foarte ciudată chestia asta că m-am pierdut un scaun cu rotile. Sper ciudat. Pot să cad? Nu pot să cad. Vreau și eu butură. Turnează-ți viața. Stă-ți un scaun cu rotile. Suse. Așa. Dar bănuiesc că vom primi un scheleton de la cum e acolo să reclamă. Și vom fi bine. Mă, ce tren! Și cum se vede ceața, e interesant. Mă, ce pot să zic? Jocul arată bine. Sunt curios dacă nu apăs aici W, dacă e viteză. Să vă opri imediat. Uite, chiar la viteză. Hop, și viraj. Lol. Bun. Pe aici închis, doar pe aici. Și avem două intrări. 8.54 și 8.55. Deci, uitați ce arată în reclamă. Agil și versatil, tehnician de teren și brută, Rhino, operator greu.
Hai să ne uităm să vedem cum arată costumele înainte să alegem, deci aparent avem o opțiune de a alege costumul nostru. If you like living life, așa, deci exoskeleton arată așa. Cam prahitic, na, e agil, cum am spus ei. Hai să vedem cum e celălalt. If you believe you can move mountains, Creo has the job for you. Arată interesant, dar nu pare mai greu. Operator, you can literally do that. Pure power, mai multă putere. Nothing can hold you back. Aș muri mai greu și aș fi mai rezistent. Then join us as a heavy operator and save tomorrow today. Ok. Hai să încercăm asta, că cel mi se pare prea rahitic și la jocurile astea în care ai nevoie de upgrade-uri și te bați un pic melee, prefer ca costumul să fie mai rezistent decât să fie așa fragil și să se rupă. Ăla se bazează mai mult pe tehnologie, să reiste, se bazează pe forță brută. Și eu sunt un om care se cam duce capul înainte și dă cu pumnul. Aia că nu stau la discuții. Văd, mă arunc în el. O operație fără oameni. Interesant, cu roboții. Arată creepy chestia asta când te gândești că va fi posibil peste câteva... peste 100 de ani sau peste poate mai puțin. Să vedem. Patient sedated. Ah, aoleu. Ce urât. E plin de aia direct, nu lasă cineva. Puțin cam... sadic? Sistemul de prindere, dar... hei! Măcar va putea să meargă. A terminat? Tu ai transpirat. Aole, bag și de aia în cap. The view. Ce urât. Așa. The Surge. Bun. Foarte ciudat intro și puțin cam extrem. Te dă într-un scaun cu rotire, după aceea face o operație de asta brutală. Scârboas. Un pic. Hei, dar măcar poți să mergi. Iată, și ești un scaun pușcăriaș. Cine nebă ne trage? Pietul pe roboțelul ăsta care zboară, lol. Pleacă, bă! Albinuță mică. Aha. Hai, poți să mergi. Ce muzică ne-a băgat așa patriotică. Ce se întâmplă aici? Costumul momentan nu arată cam poza din ce am înțeles, deoarece trebuie să-i facem upgrade-urile necesare. I-am dat somn. Deci de aici începem. Ok. Îmi place cum arată jocul. Mișcarea, am puțin impresia că... parcă e luată după console. Adică a jucat foarte bine cu controlul, să zic așa. Hai să vedem. Ok, am uitat și pe ăștia mai departe. Dar unde naiba sunt? Adică gen, call Q to block attack, deci cu Q blocăm atacuri. Uite, am găsit ceva. Material de upgrade, probabil. Mai ales că jocul are un sistem de crafting în moment ce e atât de Q. Ha! Mișto cum s-a aruncat în el. Rocket Yard. Interesant. Nu dau seama exact unde sunt încă, dar... na, uite, văd acolo doi roboței. Și unde ăla... hai să-i batem pe ăștia doi rapid. New medical implant, a medkit, ok. It open your backpack. Ick. Handgear. Mamă, ce sistem de tuning. Bodygear, left. Foarte multe implanturi. Uite, așa ți se aplici implanturile, organizator. Okay. Bun, și aia e arma principală care avem.
Aici e închis, doar aici pot să mă duc. Echipament medical, iar operație. Nope. Sau trebuie? Restart ExoOS at Medbay. A, deci trebuie să mă așez în ăsta. Dar nu vrea să facă vreo operație, sau? Sau nu face? A, nu face. Deci, defecțiune, avem sistemul principal de power battery low. Înțelegeți și voi. Și momentan nu putem să facem nimic, că trebuie să găsim. Interesant, a pornit muzica. Asta vorbește cu noi. Nu primesc. Așa, ce avem aici? Visit operations to craft items to change your implants loadout. Ok. Hai să o iau pe aici. Cu F băgăm viață. Som! Bun, să vedem dacă găsim ceva în partea asta. Te văd că strâng acolo tech scrap, care încă nu știu la ce îmi trebuie. Să folosim liftul. Ia să vedem. Ah, ce caterincă lol. Uii! Pentru că este foarte greu și probabil nu putem să sărim prea mult asta. Resurse. General game. Piles of tech scrap can be consumed from within, from inventory, instead of providing tech. Deci, dacă folosim astea, aparent ne va da voie să facem upgrade-uri noi. Ok. Deci avem un sistem de crafting, mai am ca sigur, destul de complex. Urmează să vedem. Hai să plecăm de aici. Acolo sus văd că am o bară roșie și verde. Verde e stamina. Păi, locked on. Move, we lock to target body parts. Aha, head left. Oh, asta e interesant, e ca la Fallout. Uite, verde cu galben. Mai avem stamina. Dar i-am dat un mare burst. Som! Hai, uite de asta. Așa. Lol, a luat foc. De ce a luat foc verde? Te-ai prăjit? Și ăsta ai prăjit. Attack and armor body parts. Oh, to do more damage. Deci asta e tutorialul. Deci dai click pe scroll. Ataca... Deci trebuie să nu ataci alea cu armă, trebuie să ataci alea fără armă. Facem asta. Așa, am murit. Iar o să ia foc. Noi strângem asta. Mergem aici. Crește-te. Trebuie să-l pui piciorul. A murit. Bun, avem energie, acum trebuie să bate pe ăsta. Ăsta are o armă mai... interesantă. Head... Să-i dăm la cap sau la picior? Să-i dăm la cap? Deci eu click dreapta... Opa. Mamă, dar ce damage de ăsta. De ceva damage. To pick up. Return to medbay to restore your exoskeleton functionality. Aha, trebuie să tragem înapoi să pornim, am făcut rost de ce aveam nevoie de la ăla. Ok, hai să ne întoarcem. Sprint. Luăm pe aici. Hello, și ție. Urcăm în ăsta. Și ne repară? Aha, incomplete data, power battery a plinit, check on vital adjustments. Yay, avem curent! Așa, OPS, use the medbay, așa. Deci, trebuie să folosim asta ca să folosim punctele astea
tech scrap numite. Dacă ai mai multe, hai power, can restore, corpul, ce muzică l-a băgat. Implanturi deja mai avem unul disponibil. Și cam atâta. Connection to database restored. Checking database. Gear voucher detected. Redeem voucher. Gear voucher redeemed. Ce? Gear voucher, ia să vedem. Gear assembly. Deci new gear, dacă vrei item menu, gen costumul ăla care ați văzut mare, de aici îl facem. În momentul în care ai materiale necesare, uite, aici ne mai trebuie text scrap, ne trebuie 735 și ne trebuie încă puțin regulatoare și după aia cu Q și vă că fac upgrade-uri și crește astea și le upgradează. Ok, interesant. Deci va trebui să farmăm ceva. Equip body gear to you. Nu pe aici. Nu pe aici. Stare în vie, serios? Build up energy. Strike enemies to build up energy. Hold A to perform finishing moves. To cut limbs. La cap. Pum. Pam. Decapitare. Ce urât. Dar trebuie să... iar piciorul, hehe, lol. Vreau arma ta. Așa, ce mai avem noi pe aici? Ăsta era înviat. Ăla nu mă atacă. Acum cu un power core intact, ce că putem să facem overcharge asta. Da, mă amuză asta că stă cu capul de perete, chiar mă amuză teribil. Capul. Vino! Ne-a dat pe jos. Dodge! Decapitare! Ce caterincă! Ok, și acum trebuie să... cred că aici? Overcharge, aha, ținem apătate. Am trecut peste circuit și se deschide ușa asta, se deschide... linia de asamblare. Mai mulți roboți. Am pensat că eu mor oarecum degeaba deoarece e in view. Mamă, cât de asta mi-a luat. Am decapitare, de fapt nu decapitare, i-am rupt mâna. Așa, use exhaust lift. Asta are un lift care nu-i sus. Overcharge. Nu știu de ce apare... 11. Corp Arthur low. Overcharge failed. F. Ne-am încărcat. User corpul auto voce și... Da, deci apare curoșul ăsta că nu o să funcționeze, mai trebuie să facem ceva. Încă nu știu ce, dar hai că aflăm. Perform space, performing for a jump. Când ții shift apăsat și sari și sare, altfel pe sare. Sunt niște materiale. Alte materiale. Hai să mai omorâm pe aici. Ce face asta? Remember to cut enemy body parts to recover. Stai liniștit. Right arm. Bă, ce damage mare dau ăștia. Decapitare de mână. Mamă, cum a sărit sânge. Bam! L-a făcut shawarma și kebab. Următorul. Hop! Stai, liniștit.
Pac! Așa, așa. În funcție de asta, aparent, trebuie să tăiem cât toată, cât o mână, cât un picior, ca să ne upgradăm echipamentul care trebuie, ceea ce mi se pare oarecum interesant, că te motivează să nu atași mereu la fel. Stai, imagine, speed, energy, implants, finish. Aha, ok. Fut asta. Ăsta e fully armored. Și ce ar trebui să-i fac? Damage to cut weapons and body parts. Collect new equipment. Are rost să mă bag cu el? Aia e întrebarea, de fapt. Overcharge nu pot să-i fac. Caution. Aparent nu m-a atacat, deci o să las în pace. Să deschidem ușa asta, să vedem ce aici. Shortcuts. Aha, acum știu unde sunt. Acolo e ușa care ne duce spre bază mai aproape. Numai că am deschis ușa din cealaltă parte, că altfel nu puteam. Bun. Am luat și pe ăsta. Schematic unlocked. Ok. Băi, vreau să zic one-handed level 2. Facem level pe astea. Ăsta nu pot să-l deschid momentan. M-aș bate cu ăsta. Nu știu cât de mult merită. Uite, pot să-l rup astea. Să-mi bag cu ăsta. Eu dau la cap sau la picior? Eu dau la picior, nu? Mamă, ce damage are fraierul. Fugi! Ah! Pam! Vreau lama aia ta. Mi-aș dori un pic lama asta ta. Așa, am luat schematics-urile. Bun. Acum mergem pe aici. Ne-a atacat un fraier data trecută. N-ai ales să mă bă cu ăștia. Îmi place că-s lenți. Uite, adică pot să mă duc ăsta. Îl fur și plec. Nu implant acquired. Apăsăm I, ne ducem la implanturi. Și îl punem... nu pot? Probabil că nu pot de aici, inventory. Broken parts. Deci am colectat niște chestii. Am las parkour. Uite, da, putem să echipăm astea. Ne mai trebuie putere? Cum arată mâna, uite, o parte din armură. Aoleu. Ah, am murit. Vreau să dau execuție. Prima oară când am murit. E foarte multă bătaie corp la corp, fără arme momentan. Sper să primesc arme. Încă ție, în funcție de unde ai rămas, îți dă voie să... să-ți recâștigi alea după tine. Ia să vedem, putem să ne așezăm în ăsta, implants. Aha, uite. Acum mi-a dat voie. Bun, plus ce că trebuie... vial injection sau așa, am înțeles, ok. Uite, am deschis ușa asta, jocul trecut. Hai cu energie. Bun, acum o luăm pe aici. Nu pe aici, pe cealaltă parte. Să mergem să ne strângem înapoi resursele care le-am pierdut.
Și uite, e acest shortcut care e destul de util. Nu deloc. Așa de metri. Stați liniștiți, uite ce șacal sunt aia doi. Uite, aici a murit. Bă. Nu sta bine. Vom fugi un pic, deoarece m-am băgat, înseamnă cu prea mulți. Mamă, deja? Ce butai mi-a luat? Aparent contează foarte mult dodge skills, Q nu prea îl folosesc deoarece am văzut că tot îmi iau damage și... adică ăsta nu prea îl folosesc deoarece am văzut că tot îmi iau suficient de mult damage și e mai eficient să te ferești așa, să sari în față spre el sau să fugi. Ok. Acum măcar știu ce pot să fac, ne luăm înapoi. Picam să ia care drop text. Ok. I. Gear. Aha! Uite armă nouă. Bun! Interesant, interesant. Organizer. Unde-l-o? Ia să vedem acum... ce parte trebuie să iau? Nu partea asta, în partea cealaltă. Pe aici. Da, dă mai mult de match. Totuși să-mi dau heal. Și mă grăbesc un pic, că știu că pot să-i bat rapid. Dar aparent m-am înșelat. Ce ziceam? De-aia joc mai tank. Ați văzut că mă duc ca micaze încrezător că pot să-l bat? Bine, aș putea să-l bat, dar n-am avut unde să mă oferez data asta și am greșit aiurea. Mi-a dat un aer. S-a calmat? Ok, mamă, dar sunt mulți. Mamă, ați văzut? A venit în spate și mi-a dat o bucată și mi-a luat peste un sfert de viață. What the fuck? Aparent jocul ăsta e puțin mai dificil decât mă așteptam. Mă așteptam să fie mai ușor, sincer. Și mă duc cam, puțin cam kamikaze. Așa că hai să jucăm mai cu grijă. Nu e greu, dacă te bați 1 vs 1 nu e greu. Faza e că acum a fost 2 vs 1 și nu l-am văzut pe ăla când a venit din spate. Bun, l-am rezolvat. L-am luat pe fraier. Strângem resursele de aici. Ne băgăm viață. Și trebuie să luăm în cealaltă parte. În sfârșit, stăm puțin mai bine. Așa, vine ăsta. Aole, vin amândoi. Cu click pe scroll selectez targetul, să zic așa.
Mamă, nu se știe, am dat one shot, să zic așa. A luat foc. Bă, deci când dă chestia asta, atacul ăsta din fundul grădinii, cum zic eu, îți dă o bucată. Puțin cam enervant. Deci chiar trebuie să mă oferesc neapărat... neapărat de lovitura aia, altfel n-am ce șansă. Puțin surprins de dificultate la început, acum că ăștia mi se par că au puțin cam multă viață și... consider că deja mă chinui un pic cam mult. Ziceau unii că l-ar compara cu Dark Souls ca nivel, sistemul de cum îți faci nervi și cât de dificil este. Dar oarecum îmi convine chestia asta. Som. Așa, weapon proficiency level 2. Trebuie să luăm ăla neapărat. Stai niște. Dodge! Ah, tu m-a lovit un pic. Trebuie să ne... Dodge! Bum! Bam! Foarte mișto execuțiile astea, îmi plac. F, viață, bun. Schematic unlocked. Execuție! Hop! Uite-mă, un capel! Mam! Ce brutal! Îmi place! Ok, mă așteptam la asta. Interesant, interesant. Implanți inventory, broken parts. Pot să le repar oare? Organizer. Hai să mănânc înapoi. Hai să mai avem să mai ceam un pic. Să încercăm să nu murim. Hai să batem și pe ăsta. E? Hop, l-am prins, gata. Baraj. La revedere. Bun, următorul. Ferește, ferește! Ca să bagă viață. Așa. Hai, 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 hai. Așa. Bun, piciorul. Pa, la revedere. Catering. Da, deci chiar trebuie să rupi diferite membre ca să câștigi upgrade-urile. Cum ajunge acolo sus? E destul de bună. Da, o luci mai alt. Hop. Bam! La revedere, mână. Bun, și acum trebuie să deschidem... mai un aici! Mamă, ce mă... Bun, l-am luat și pe ăsta. Overcharge. Bun, mai departe. Încă niciun n-am mic. Hai să deschidem ușa asta, deoarece am impresia că îmi dă voie să mă întorc înapoi, mai rapid. Da, salut! Da-te în perete, așa, bravo. Som. Așa, acum ar trebui să o iau pe aici. Hai să deschid și ușa asta. Păi să deschid, să-mi deschid toate ușile, să am pe unde să mă duc. Ce e aia? Placă ăștia că îți dau capul de perete, sunt foarte limitați. Da, se bat foarte bine, adică nu cred că trebuie să iau pe acolo. Trebuie să iau pe aici.
Ce scrie pe aia? Burns like hell, arde ca dracul. Ce că aș putea să iau pe aici? Are laserul ăla. Mamă, ce... Mori. Bun. Sincer, n-aș vrea să mă bag cu asta, dar m-aș bate pentru resurse. Faza e că nu prea am de ce să-mi dau viață. Și mi-e cam frică să mă risc. Uite ce, ce-ar să mă bag cu asta, să nu mă bat. Ce o să facă? Ce o să faci? Că avem... Aha! Asta face. Nu stai prea bine cu defend-ul. Aaa, așa ataci tu? Te dai cu corpul de pământ? Ferește-te. Aha. Bă, pot să-l bat. Dodge! Da, meu. Fugi, fugi, fugi! Ah! Ah, am murit lângă el, n-a lăsat-l. Trebuie mai mult damage și... un pachet de viață. Poate fi bătut. Dar... cred că o să merg o să strânesc și să mă întorc. Hai să vedem. Deci, o iau pe aici. Ăștia au reînviat toți, că de, așa funcționează jocul. Sprint. Am pe aici, aici n-ar trebui să mă urmărească. Cred că sunt mai rapid decât ei. Stai, pe aici o lăsăm pe aici. Și să... Mamă. Baraj, uitați-vă, ați văzut câtă viață mi-a luat barajul? De-aia n-am văzut să folosesc. Mersi. Aici a murit? Ferește! Mai va. Dacă las... Hai că n-ajuns până aici. Nu pot să cred. Wow. Nu mă așteptam. E prima oară că văd că face acel spin. Interesant că s-au gândit la ceva nou să mă surprindă și... tot toată să te scoată de sărite. Da, da. Ce să facă și el? Ce vrei, bă? E belul încă. 45 damage. Am găsit scurtătura. Asta e afacerea cu ușile alea. Scurtăturile astea le scurtează mult. Luăm pe aici. Uuuu, iar se învârte la.
Bravo. Este sand ca să respawneze. Trebuie să recunosc asta. E puțin este sand. Dar vreau să mă duc să-mi iau materiale să mă întorc. Așa că... dacă pot să-mi craftez ceva, sunt atât, sunt și eu curios. Aș vrea să-mi bat era cu roboțelul ăsta. Da, nu cred că se poate. Ok. Sprint. Cover. Am buit. Am luat. 70. Luat atât? Tot bani scurba degeaba. Ok. Am. Am vrut să supraviețuim la un spin de ăla. Ok, hai să ne întoarcem. Sprint. A, pe aici. Bun. This is not a scheduled break time. Așa, implantul, rig, implantul avem. Ok. Gear assembly. Și am făcut rost de pneumatic și regulatoare. Trebuie să le craftăm sau să upgradăm arma, dar ne mai trebuie de asta. Faza e că avem 4000, dacă n-am murit de doar apare, dacă mor prima oară poți să le salvezi și a doua oară nu mai poți să le salvezi, adică îți dă mai puțin decât aveai. Dar, oricum, îmi spune ce părere aveți de jocul ăsta, e personal mi se pare destul de interesant, sper că v-a plăcut și vouă și până data următoare, la revedere!